Moțiunea simplă împotriva ministrului agriculturii, intitulată Agricultura României este atacată de cel mai periculos dăunător, ministrul Adrian Nechita Oros, reprezintă un nou exercițiu democratic de care face uz opoziția în actuala legislatură. Pentru agricultură, unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești, criza reprezintă parcă un prag de netrecut, indiferent de partidul sau coalițiile care au guvernat țara. Recordurile negative invocate de politicieni de-a lungul celor peste 30 de ani sunt aceleași în discursul tuturor celor care s-au aflat în opoziție. De data aceasta, PSD critică activitatea ministrului agriculturii și îi reproșează demnitarului managementul defectuos care aduce mari dezechilibre în domeniu. Nu în ultimul rând, socialdemocrații îl critică pe ministru și pentru atitudinea pe care o are față de fermierii care protestează în fața Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Bine se spunea în moțiunea aceasta, despre țăran trebuie să vorbim acolo unde lucrează el. Și despre țăran ar trebui să vorbim cu respect. Și oricâte refulări ați avea, domnule ministru, nu domnului Chesnoiu ar trebui să răspundeți, ci, de exemplu, fermierilor care vă pichetează și fermierilor care vă cer să vă aduceți aminte. Doar că nu faceți acest lucru și nu vă aduceți aminte tot ceea ce ați promis și ați mințit, domnule ministru. Astăzi ați devenit brusc extrem de îngrijorați de soarta agriculturii românești, uitând că în ultimii ani ați deținut frâile acestui domeniu pentru care ați făcut aproape nimic. Veniți astăzi și aruncați cu invective la adresa unui ministru competent, Adrian Oros, un profesionist desăvârșit, uitând mult prea repede pe mâinile cui ați lăsat agricultura și dezvoltarea satului românesc, ilustrului și filozofului abstract Petre Daia. Nu e săptămână în care PSD să nu inventeze vreo acțiune menită să destabilizeze bunul mers al lucrurilor, în speranța că lumea o să uite ceea ce au făcut cât au fost la guvernare. Pierdem vremea cu astfel de nimicuri, pentru că probabil PSD nu se poate concentra atunci când vine vorba de lucruri serioase. Nu interesează ce trebuie făcut pentru repararea greșelilor făcute de guvernul PSD sau cât de greu este să gestioneze o pandemie și o criză sanitară mondială. Le-ați închis țăranilor târgurile, le-ați închis piețele și i-ați trimis să-și vândă amarul de produse pe trotoare în plină iarnă. Acum îi interziceți bietului țăran român să-și crească și să-și vândă animalele din gospodărie pentru a putea trăi, nu pentru a se îmbogăți ca voi. Și asta doar pentru a vă ascunde incapacitatea dovedită de peste 17 luni de când guvernați catastrofal țara. Le-ați tăiat programele de sprijin, promițându-le pentru a nu știu câta oară luna de pe cer. Fermierii au înțeles, pentru că m-am întâlnit cu fermierii la ei acasă. Și cu fermierii mici, și cu fermierii mari, și cu fermierii de la munte, și cu fermierii de la șes. Am fost în fiecare județ de 2 sau 3 ori. Și fermierii au înțeles că niciun program pe care noastră l-ați lansat vreodată n-a avut nicio legătură cu țăranul și cu fermierul român. Să știți că au înțeles fermierii, majoritatea fermierilor. Sigur, nu cei pe care îi aduceți în sediile dumneavoastră. Ei vor spune ceea ce trebuie să auziți dumneavoastră. La votul final, plenul Camerei Deputaților a respins moțiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii. Reprezentantului guvernului au fost aduse la cunoștință mai multe disfuncționalități din domeniul pe care îl coordonează. O parte dintre acestea se referă la plata despăgubirilor, reabilitarea sistemului național de irigații, programele de finanțare, precum și organizarea instituțiilor fundamentale sau legiferarea.